Puțin peste 30 de giurgiuveni care doresc să beneficieze de noile prevederi ale legii legate de scăderea vârstei de pensionare s-au prezentat la Casa de Pensii pentru a-și depune cererea. După ce au lucrat mai mulți ani în grupa întâi de muncă și îndeplinesc un anumit stadiu de cotizare. Astfel, noul act normativ prevede ca persoanele care au realizat stagii de cotizare în grupa întâi de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu excepția celor realizate în activitățile care sunt încadrate în condiții speciale, vârsta standard de pensionare se reduce în funcție de stagiul de cotizare realizat în grupa întâi de muncă. Vârsta standard de pensionare se reduce în funcție de stagiul de cotizare cu 6 luni la an, dar nu pentru perioade mai mici de 6 ani. Potrivit legii, persoanele care au lucrat în grupa întâi de muncă înainte de anul 2001 vor beneficia de o reducere de 3 ani la vârsta de pensionare pentru fiecare 7 ani munciți în această grupă. Astfel, pentru 26 de ani de muncă, vârsta standard de pensionare scade cu 13 ani.